Un bătrân în vârstă de 82 de ani a fost internat la Spitalul Târgu Cărbunești în data de 10 mai, având probleme grave de sănătate. La acea dată, vecinii au auzit strigătele de ajutor ale bărbatului și au intrat în locuința acestuia speriați, moment în care octogenarul a fost găsit căzut la pământ. Localnicii au anunțat ambulanța, iar bărbatul a fost transportat la Spitalul Târgu Cărbunești și internat la secția de cardiologie terapie intensivă. La 10 zile de la internare, bătrânul a pierdut lupta cu viața și s-a decis transferarea sa la morgă. A doua zi, familia s-a îndreptat către spital pentru a ridica trupul neînsuflețit, însă s-a izbit de un refuz categoric. Medicul nu a dorit să elibereze certificatul de deces pe motiv că bărbatul decedat are două coaste rupte, care ar putea proveni ca urmare a unor agresiuni, declarând că ar fi vorba despre o moarte suspectă. Acesta a anunțat și procurorii care au făcut o anchetă, rezultând că nu este vorba despre o moarte suspectă. Așadar, cazul nu se afla în competența medicinei legale, nefiind necesară realizarea necropsiei. Au venit cei de la medicină legală de la Târgu Jiu, au consultat fișa, au consultat tot, au spus că nu este problemă de medicină legală și nu trebuie să îi se facă necropsia. A analizat cazul și poliția Săulești a spus la fel, că nu este moarte suspectă și nu a fost victima vreunei violențe, a spus îndurerat Dumitru Tulpea, ginerele decedatului. Cu toate acestea, medicul refuză în continuare să elibereze certificatul constatator al decesului, iar medicina legală nu preia cadavrul pentru efectuarea necropsiei, neconsiderând a fi caz de moarte suspectă. Așadar, familia nu poate ridica de la morgă trupul bărbatului pentru a-l înmormânta creștinește, cu toate că s-au pregătit cu tot ce aveau nevoie. Rudele au fost nevoite să facă o slujbă de înmormântare și să împartă pomana, însă fără mor. Familia este devastată și consideră decizia medicului ca fiind un abuz în serviciu. Avea diabet, probleme cu inima, e un conflict între doi medici probabil. Am vorbit cu șeful de secție de la medicină legală și mi-a spus că nu se poate trece peste doamna doctor de la Cărbunești. Certificatul de deces este făcut, dar trebuie pusă ștampila pe el, dar doamna doctor nu vrea pentru că are suspiciuni că moartea survine de la coastele rupte, a continuat Dumitru Tulpea. Polițiștii din cadrul serviciului de investigații criminale au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Polițiștii au fost sesizați de o femeie de 59 de ani din municipiul Târgu Jiu, medic în cadrul serviciului de medicină legală Gorj, despre faptul că un medic din cadrul spitalului Târgu Cărbunești, care deși avea această obligație, ar fi refuzat să elibereze certificat constatator al decesului pentru pacientul de 82 de ani, care ar fi decedat în timp ce era internat la spital, a transmis Corina Scurtu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. În cazul medicului, oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu.